pasagerii de pe aeroportul internațional Chișinău se vor putea imuniza anti-COVID-19 chiar în incinta aerogării. Un punct de vaccinare a fost inaugurat luni și va fi funcțional timp de 3 săptămâni, de la ora 9 și până la 21. Imunizarea în acest centru se va face cu serurile Johnson & Johnson, Pfizer sau AstraZeneca. În doar 2 ore de la deschidere s-au vaccinat 70 de persoane. Eu lucrez în preajma aeroportului. Mi-au recomandat cu vaccina Pfizer să mă vaccinez. Până astăzi nu a fost pe aproape aici. Я давно хотела провакцинироваться и как бы немного я местный житель аэропорта, поэтому было немножко неудобно ехать на марафон. Ну, а фрика да пур симплу с видим, да мы все в Орморясибе. În zona de înregistrare a aeroportului i-am surprins pe moldovenii care așteptau să plece în vacanță. Unii dintre ei dețin certificate de vaccinare. Eu sunt vaccinată deja și părinții mei am îndrumat să-și facă vaccina pentru că doar așa putem combate situația actuală. Bine că o deschizi, dar cum? Foarte bine. Trebuie să vaccineze oamenii. Cei care încă nu și-au administrat serul și au plecat peste hotare în baza unui test PCR ne-au spus că se vor vaccina când vor reveni din vacanță. Нет, я ещё, к сожалению, не вакцинировалась. Думаю об этом. Это, конечно же, удобно, мобильно, то, что можно прилететь уже сразу поставить вакцину, если это необходимо в стране. Если будет та вакцина, которую я предпочту сделать, то, скорее всего, да, буду делать. Нужно всем вакцинироваться. Готовлюсь к этому. А когда вернетесь обратно? Обязательно сделаю. Locul, în cadrul căruia a fost amenajat punctul de vaccinare, a fost oferit gratuit, susțin reprezentanții aerogării. Am fost deschiși la această inițiativă și am decis să o susținem. Vom încerca să vorbim cât mai mult despre acest lucru, ca toți cei care zboară prin aeroport să cunoască despre faptul că există această posibilitate de a se vaccina în incinta aeroportului. Doar pentru ultimele 7 zile au fost administrate aproximativ 100.000 de doze de vaccin. La moment, deja peste 16% din populație au fost imunizate. În total, în jur de 400 de persoane au fost infectate după procesul de inițiere a vaccinării. De la începutul campaniei de imunizare, în Republica Moldova au fost administrate peste 955.000 de doze de vaccin.